Salut băieți, ne întâlnim din nou. Astăzi vă arăt cum modificați mesajele de eroare care apar în momentul când nu selectați o categorie sau nu treceți o descriere destul de lungă sau treceți o descriere mai scurtă în câmpul de titlul de scriere sau când nu treceți un e-mail în câmpul e-mail. Este vorba despre aceste mesaje. Astăzi vă arăt cum le puneți în dreptul fiecărui câmp. Deci fiecare mesaj, dacă ne apare, de exemplu acest mesaj, să apară în dreptul câmpului unde trebuie să facem noi modificarea. Dacă ne avertizează că nu am selectat o categorie, să apară în dreptul acestui câmp. Dacă ne uităm mai bine, haideți să vă arăt, o să vedeți că avem mai multe tipuri de mesaje, adică de fapt avem două tipuri de mesaje. Următorul mesaj este diferit față de primul. Unul cred că este creat de script Java și unul de cod PHP. Nu sunt 100% sigur, dar important este să modificăm această afișare, să fie afișate în dreptul fiecare câmp. Haideți să vă arăt cum arată modificarea făcută de mine. Eu am făcut modificarea pe o temă modern, care este modificată și această temă de mine. O găsiți pe blog, așa arată această temă. O găsiți pe blog dacă doriți să o descărcați aici la această temă nu avem selecție la țară, vedeți că diferă față de tema modern original. Aici avem selecție la țară, dar nu avem la județ și la oraș. Deci aici avem selecție la județ și oraș și este blocată pe România, deci doar pe România. Aici dacă dăm pe public anunț, vedeți că ne apare mesaje de eroare în care ne avertizează că nu am selectat o categorie, nu am selectat un județ, ne apare în plus încă un mesaj de eroare pe tema modern original nu apare acest mesaj la câmpul județ. Vedeți că nu o să apară dacă dăm publică. Nu o să apară acel mesaj de eroare. Și ne apare la câmpul e-mail. Da? Aceste mesaje. Dacă vom selecta un județ, vom trece un e-mail și dăm publică. Ne mai apare un mesaj de eroare pentru câmpul oraș. Trebuie să selectăm și un oraș. Și dacă dau și aici publică, o să vedeți că ne mai apare încă un mesaj de eroare. Acestea sunt mesajele acestea. Nu am selectat o categorie validă, de fapt nu am selectat o subcategorie. Și trebuie să trecem un titlu, trebuie să trecem o descriere, și trebuie să completăm aceste câmpuri obligatorii. Acum ar trebui să ne lase să publicăm anunțul. Ideea este să apară fiecare mesaj de eroare în dreptul fiecărui câmp ca utilizatorul nostru să înțeleagă mai bine despre ce modificări trebuie să facă. Înainte de toate, înainte de a face modificările, acest tutorial este o continuare la acest tutorial în care am prezentat modificări la aceste câmpuri, aceste modificări care afișează mesajele informative. Da? Deci fiecare câmp afișează un mesaj informativ. Vă spun acest lucru deoarece în acest tutorial am introdus un script Java pe care îl vom folosi și la aceste mesaje de eroare. Vom folosi câteva linii din acest script Java. Deci dacă nu ați făcut această modificare, vă sfătuiesc să o faceți și vom continua de aici. Da? Deci vom continua să facem modificările de aici. Bun, deci înainte de toate, înainte de a face modificările, vă sfătuiesc să faceți un backup la site-ul vostru și vă sfătuiesc să urmăriți și acest tutorial în care am prezentat instalarea exam împreună cu HostClass pe localhost. Să nu faceți modificări niciodată pe serverul vostru live, este posibil să pierdeți site-ul vostru, să pierdeți anunțurile, să pierdeți utilizatori pe care i-aveți și cred că este greu să începeți din de la zero cu un site fără niciun anunț pe el. Așa că vă sfătuiesc întotdeauna să faceți modificările pe un server local, să faceți testele pe un server local și mai apoi să faceți modificări la serverul vostru live. Vă spun acest lucru deoarece va trebui să facem câteva modificări și în fișierele scriptului OSClass, de fapt la un fișier din scriptul OSClass, nu la mai multe fișiere. Și dacă stricați ceva la acel fișier, nu o să mai funcționeze scriptul vostru corect. Bun, haideți să trecem la treabă. Eu am pregătit codul și modificările, vă arăt doar cum să-l implementați. O să găsiți tot acest cod în textul deasupra tutorialului pe blog. Vă arăt ce trebuie să faceți. Deci, cum v-am spus, este o continuare la acest tutorial. Mergem în rădăcina site-ului ca de obicei, ne conectăm cu un client de FTP. Eu nu o să mai urmez acest paș pentru că sunt pe localhost, folosesc XAMPP, mă duc direct în fișierele serverului meu, este simplu, mai simplu și mai ușor pentru mine. Exemplu uh, htdocs și în folderul public HTML, deoarece aici suntem. Și trebuie să uh, edit edităm câteva fișeri în tema noastră, tema Modern. Deci tema Modern, edităm fișierul itempost.php, uh, style.css Și trebuie să adăugați în fișierul style.css următorul stil. Deci avem stilul pe care l-am introdus în tutorialul anterior pentru uh, mesajele informative. Acesta este stilul pentru aceste mesaje care apar în momentul când selectăm o căsuță de introducere text. Și sub acel uh, stil introduceți următorul stil. Hai, iau tot stilul. Am să las în text deasupra, deasupra tutorialului. Îl puneți aici jos de tot. Salvați modificările. Și acum va trebui să mai facem ceva modificări uh, în stilul vechi. Vedeți că avem aici Add Item... Uh, și avem X, ICO, X, ICO1, X, T, ICO2 Vom mai adăuga încă ceva în plus Haideți să iau din acel stil modificarea Voi trebuie să adăugați în plus acest, această clasă Deci după cele existente mai adăugați această clasă Să punem virgulă și trebuie să mai faceți o modificare în item-post.php chiar jos de tot la e-mail. Deci unde avem câmpul e-mail, avem aici. Avem exit-ico în loc de acest, în această clasă, vom trece clasa pe care am trecut-o în style.css. Trebuie să faceți aceste modificări ca să fie uh, corecte, să funcționeze corect, deci fără punct în față, salvăm și aici modificările, salvăm și în style.css modificările și acum în php mai trebuie să facem câteva modificări la acest script, avem aici scriptul, trebuie să mai adăugați în plus, haideți să vedem ce trebuie să mai adăugați în plus, această linie de cod, care las în deasupra lui. Deci în acest script, aici, mai creăm câteva spații și punem acea linie de cod. Mai puneți următoarea linie care va ascunde mesajele de eroare. Deci în momentul când uh, utilizatorul va merge deci sub acest script mai creăm câteva linii de spații. Deci în momentul când utilizatorul va merge și va selecta acel câmp de eroare, să ascundă acest mesaj, să știe că de fapt a făcut o selecție corectă, că de fapt aici trebuie să facă modificarea. Deci am adăugat acest script, mai trebuie să mai adăugați la următoarea linie de cod. Deci avem add item textarea. În item PHP. căutăm add item textarea. Dacă nu mă înșel, trebuie să fie undeva pe aici. Deci aici. Mai trebuie să adăugați următoarea linie de cod. Ca să ascundă. Deci sub această linie, mai creați un spațiu. Și mai puneți această linie. La fel ca să ascundă mesajul pentru... Descriere, mesajul de eroare, dacă selectăm o categorie să completăm toate câmpurile care sunt obligatorii și email-ul, îi dăm publică, o să ne apară aceste mesaje de eroare dar care vrem să dispară în momentul când noi selectăm câmpul corect. Deci dacă apare mesajul de eroare pentru titlu, dacă vrem să facem modificarea, selectăm titlu, ne spune că descrierea este prea scurtă, selectăm titlu să dispară acel mesaj de eroare. Vedeți că nu mai este. Am selectat titlu, introducem textul nostru la fel și la descriere dispare acel mesaj de eroare. Deci am introdus la Add Item Textare, am introdus această linie care va ascunde mesajul de eroare pentru descriere, mai trebuie să introducem pentru titlul, dacă nu mă înșel, da? Deci add item title, haideți să căutăm și această linie, aici este, la fel mai creăm un spațiu și introduceți următoarea linie de cod, care va ascunde și la titlul acel mesaj de eroare. Cam acestea ar fi modificările care trebuie făcute. Bun, deci salvăm modificarea aici. În item post pun PHP, în style CSS am salvat modificarea. Îi dăm un relu la pagină și haideți să vedem ce se întâmplă, dacă am făcut modificările corect. Avem alege o categorie. Ce trebuie să mai faceți voi? I-am făcut ceva test înainte. Vedeți că avem acest background roșu. Ne apare datorită faptului că în tema modern, deci suntem în tema modern, vedeți că suntem în tema modern, avem o imagine, această imagine back 1. Haideți să o șterg. Această imagine trebuie să urcați voi în fișierul imagini al temei modern. Să-i dau un reload la pagina. Și dacă dau publică, n-ar trebui să mai apară mesajele noastre de eroare, deci nu mai apar pentru că nu avem acea imagine. Această imagine eu am creat-o cu GIMP, trebuie să urcați în folderul imagini Vedeți că are o săgeată. Sădace, săgeata este aceasta. Aceasta este săgeata. Are o dimensiune mai mare deoarece uh, voi poate vreți să introduceți mai mult text. Nu vreți să fie acest mesaj de eroare așa simplu. Că acest câmp este obligatoriu. Poate vreți să introduceți mai mult text și în această cauză am făcut această imagine mai mare. Am făcut-o mai mare ca să acopere tot textul care doriți voi să introduceți. Dacă vreți să introduceți o poveste aici și o să aibă nevoie de acest background mare pentru că o să aibă o dimensiune să spunem de 600 pe 400 de pixel, atunci o să fie în spate la tot acel mesaj, acest background. Da? Deci, background-ul nu o să depășească niciodată mărimea acestui câmp. Deci, nu contează dacă imaginea este de 1000 de pixel pe 1000 de pixel și acest câmp pare 20 de pixel pe 100 de pixel, nu o să depășească. El o să, fie, o să fie afișat doar cât este acest câmp. Deci, acea imagine o puteți face cât de mare doriți voi. Bun. Deci, trebuie să introduceți această imagine pe care o lăs în textul de asupra tutorialului pe blog, în folderul imaginii în tema modern pe care o modificați. O puneți aici. Și acum la voi nu o să funcționeze, deci nu o să fie afișate mesajele, doar după ce puneți acea imagine. i dăm publică, vedeți că este afișată acum imaginea. Bun, haideți să mergem mai departe. Am făcut modificările pentru acele mesaje de eroare care apar cu galben, nu pentru acele mesaje care apar uh, pentru titlul și descriere. Haideți să vă arăt despre ce este vorba. Îi dăm publică. Vedeți că mai avem un tip de mesaj de, de eroare. Aceste mesaje, ca să le modificăm, trebuie să facem modificări uh, într-un fișier din scriptul Lost Class. Deci nu în fișierele teme. Din această cauză v-am spus să nu faceți niciodată modificări pe serverul vostru live. Întotdeauna să faceți modificări pe localhost sau pe un server de teste. Uh, ca să nu gărșiți, să nu stricați site-ul vostru. Bun. Primul lucru care trebuie să-l facem este să scoatem aceste mesaje din header. Dacă mergem în tema noastră, în fișierul header.php, deci suntem în tema modern, în header.php avem chiar jos de tot mesajul care afișează, de fapt codul care afișează aceste mesaje de eroare. Noi vom șterge, de fapt nu ștergem, nu cer scuze, noi vom face în felul următor. Copiem acest fișier, deci header.php, îl copiem, și îl redenumim. Și vom trece header publish page. Da? Vom crea un header pentru pagina de publicare doar. Deschidem acest fișier și din acest fișier scoatem acel cod care afișează mesajele de eroare. Îl scoatem afară, salvăm modificarea, iar acum urcăm acest fișier redenumit de noi, din care am scos codul care afișează mesajele de eroare, din nou în tema modern. După ce am urcat acest fișier, mergem în fișierul item -post .php, din tema modern. Da? Acesta este fișierul item -post .php, din tema modern. Acesta este. Și în loc de la această linie, în loc de header.php, acesta este codul care afișează header-ul. Dacă scot afară acest cod, salvez fișierul, o să vedeți că pe pagina de publicare anunț, nu o să mai avem header. Da? Să schimba și aranjarea pentru că nu mai avem header. Haideți să vă modificăm înapoi. Deci în acest cod, în loc de header.php vom trece header-publish-page.php. Vom trece adresa fișierului creat de, creat de noi, denumirea fișierului. Deci header-publish-page.php. Facem acest lucru deoarece, o secundă că am greșit, header-publish-page.php este corect acum. Facem acest lucru ca să nu mai afișăm header-ul care are inclus acel, acele mesaje de eroare. Noi dorim să le scoate din header și să le afișăm uh, pe, doar pe pagina, de, să fie afișat pe pagina de publicare anunț, dar să avem posibilitatea să le adăugăm un stil. O să vă arăt mai încolo despre ce este vorba. Deci am modificat în itempost.php, am adăugat... Uh, noul fișier creat de noi, header publish page.php, în care nu există acele mesaje de eroare. Salvăm modificarea, îi dăm un reload la pagină și dacă mergem pe uh, pagina de publicare, vom trece datele pentru publicarea un anunț, dar nu vom completa câmpurile care afișează acele mesaje de eroare, da? acela create cu scriptul Java. Îi dăm publică. O să vedeți că nu ne lasă să publicăm anunțul, dar nu ne afișează niciun mesaj de eroare, deoarece noi am scos din fișierul header.php, header.publish.php, acele mesaje de eroare și trebuie să le introducem acum în item.post.php. Deci, în acest fișier item.post.php va trebui să introducem codul care afișează mesajele de eroare. Voi nu, nu, o să introduceți acest clod, cod, îmi cer scuze, o să introduceți de fapt acest cod, dar cu o altă clasă. Haideți să vă arăt care este. Aici am codul. Bun, deci în item post Deasupra de, avem aici, div class row, label for cat ID. Deci deasupra de acest cod vom introduce codul care afișează mesajele de eroare. Aici trebuia așa. Deci acesta este codul care afișează mesajele de eroare, doar că i-am adăugat un, o altă clasă. Salvăm modificările, modificările îmi cer scuze. Și acum dacă dăm publică, o să vedeți că o să ne apară mesajele de eroare. Dar le avem aici fără acel background roșu, fără uh, acel stil, da? Acum trebuie să adăugăm la fiecare mesaj de eroare, aici vine partea unde trebuie să modificați voi în fișierele scriptului osclass. Trebuie să adăugăm o clasă. Dacă mergem cu inspectorul și selectăm aceste mesaje de eroare, o să vedeți că nu există nicio clasă pentru ele. Vedeți că sunt doar afișate, așa, nu avem posibilitatea să le adăugăm stil, nu avem posibilitatea să le mutăm în zona care dorim noi. Deci, cel pentru titlu să apară în dreptul titlului, cel pentru descriere să apară în dreptul descrierii. Deci, trebuie să le adăugăm stil. Ca să le adăugăm stil, trebuie să mergem în uh, fișierele scriptului OSCLAS, în fișierul care afișează aceste mesaje. Deci, mergem din nou în rădăcina site-ului, suntem în publica HTML. Nu mai mergem în orice content, cum mergeam de obicei, vom merge în orice includes. Iar aici avem OS și în OS avem item actions. Acesta este fișierul care afișează aceste mesaje de eroare. Deschidem acest fișier, o secundă, îl edităm cu Notepad++ și dacă ne uităm în acest fișier o să vedeți că găsim această frază. Haideți să căutăm. Este aici, la 106, Title to Short, ca să vă arăt că, de fapt, este aceasta, o să trecem în față Test, salvăm și dacă dăm din nou Publică ar trebui să apară în față Test, Title to Short. Vedeți că aici este, este linia de cod unde trebuie să facem modificările. Ce vom face noi aici? La fiecare mesaj de eroare îi vom adăuga o clasă, în felul următor. Eu am făcut deja modificările pentru uh, această uh, pentru acest uh, o clasă pentru acest uh, site, deci am HTML3, aici suntem pe public HTML pe public HTML. Eu am făcut deja modificările aici, așa că o să o copiez de aici că este mai simplu sunt tot în item la am spus că la titlu. Vedeți că am adăugat o clasă pentru titlu. Deci avem acest div class title error p și avem codul nostru până aici, până la acest punct și avem tagurile terminare care închid clasa și p. -ul. Deci vom copia această clasă și o punem înainte de title și vom închide după acest punct uh, divul, deci divul, de fapt n-am închis bine, trebuie prima dată paragraful, deci trebuie p prima dată și divul. Salvăm modificările și acum dacă mergem și dăm publică din nou, ar trebui să se schimbe stilul la title, vedeți că s-a schimbat stilul, uh, deoarece eu am adăugat în stilul care vi l-am dat, care l-am introdus dată în vishellu este deja codul pentru aceste, acest mesaj de eroare. Dacă ne uităm aici, o să vedeți că avem undeva title error, clasa pe care mi-am introdus-o noi. O găsim și în itemaction.php. Deci aici avem title role, aceasta este clasa. Trebuie să aveți grijă în acest fișier să nu faceți greșeli, deoarece nu o să funcționeze scriptul corect dacă faceți greșeli aici. Haideți să vă arăt ce se întâmplă dacă voi trece la întâmplare un DE aici. Salvăm! Și dacă dau din nou publică, ar trebui să afișeze mesajele de eroare, dar nu ne afișează deoarece am făcut ceva modificări greșite în acest fișier. Așa că înainte de a face modificări, ori faceți o copie la acest fișier. Ori nu faceți modificări pe serverul vostru live, ceea ce vă sfătuiesc să și faceți: să nu faceți modificări pe serverul vostru live. Deci am adăugat o clasă la, la titlu. Haideți să mai adăugăm o clasă și la. să salvăm și să dau un reload la pagină. Să adăugăm o clasă și la descriere. La fel căutăm acea frază, descrierea și la descriere, dacă nu mă înșel, am trecut această clasă. Am să vă las, fișierele în textul deasupra tutorialului să fie mai ușor să vedeți ce modificări am făcut eu. Aici este modificarea unde trebuie să facem. Și din nou, după punct, închidem P și divul. Dacă salvezi și dau din nou publică, o să vedeți că și la descriere o să fie afișată corect cu acest background și acest stil. Dacă ne uităm aici, mai avem aceste câmpuri opționale. Aici trebuie să fiți atenți la câmpurile opționale. Vedeți că acest, acest câmp este obligatoriu. Dacă ne uităm în item action.php o să vedeți că găsim acea frază, dar aici este, dar din păcate este generală pentru toate aceste câmpuri. Deci la fiecare câmp o să apară această frază. A fost mai greu pentru mine să adaug stil pentru aceste câmpuri, dar până la urmă i-am dat seama cum trebuie să fac. Voi nu trebuie să faceți decât să copiați următoarea linie de cod. Avem aici div class field space, este închis acest div, vedeți că este închis și după a mea avem div class field error, da? Deci trebuie să copiați așa un item, da? Puneți aici înainte de S acest, această clasă. Și mai trebuie să copiați și tagurile terminale. P și div. Și puneți aici. Salvați modificările. Nu am adăugat un câmp opțional pentru această, acest site de pe public HTML. Haideți să adăugăm un câmp opțional. Vom trece test 1 îl vom face obligatoriu, deci dacă nu este obligatoriu nu să apară aceste mesaje de eroare în care ne spune că trebuie să completăm câmpul. Deci îl facem obligatoriu și îl selectăm pentru toate categoriile, salvăm modificările și acum trebuie să o luăm de la început ca să apară și acel câmp opțional. Vom trece o descriere, un e-mail că este obligatoriu. Și ar trebui să ne apară da, mesajul cu acest câmp este obligatoriu. Dacă mai adăugăm un câmp, nu trebuie să mai faceți absolut nimic. Doar să adăugați uh, stilul în style.css și să adăugați în item.action.php la această linie de cod care afișează mesajul de eroare că câmpul respectiv este obligatoriu. Aceste clase și o să fie funcțional. Nu trebuie să mai faceți nimic în plus pentru fiecare câmp în parte. Deci dacă mai adăugăm unul. Test 3 obligatoriu pentru toate categoriile, sau modificările și o luăm iarăși de la început. O descriere, un e-mail că este obligatoriu, este un pic mai complicat, dar o să reușiți cum am reușit și eu, mi-a dat ceva bătaie de cap. Vedeți că este afișată uh, eroarea pentru câmpul 1, la fel și pentru, de fapt pentru câmpul 1, la fel și pentru câmpul 2. Da? Deci avem test 1, test 1, test 3 și test 3. Uh, nu trebuie decât să urmăreți ce v-am prezentat, să fiți atenți ce. Uh, ce modificări faceți în itemaction.php, deoarece aici dacă modificați ceva greșit, va Marta nu o să mai funcționeze bine scriptul os class, aici trebuie să fiți atenți. Nu faceți modificările pe serverul vostru live, faceți o copie la ce aveți sau faceți un backup la site-ul vostru înainte de a face modificările și nu o să întâmpinați probleme. Acestea sunt modificările, este o modificare bună, încă mai este de lucru la ea. Sper să reușesc să fac ceva gen Mercador, și tocmai la, el, în momentul când, la ei în momentul când apar aceste câmpuri, de fapt aceste mesaje de eroare. Dacă este trecut ceva corect în acest câmp sau dacă ajunge la numărul de caractere care trebuie să fie trecut în descriere atunci o să dispară acel mesaj de eroare și să apară un mesaj că totul este ok sau ceva de genul. Cred că am făcut toate modificările corecte. Cum am spus, oricum am să las în, în textul deasupra tutorialului toate aceste fișiere, pentru că pe tema modificată de mine nu avem posibilitatea să introducem noi manual la regiune de fapt, la județ, județul nostru trebuie să selectăm dintr-o listă și ne apare și aici o mesaj de eroare. Pe tema modernă originală nu ne apare la județe mesaj de eroare, nici la oraș. Și am să las uh, aceste fișiere pentru această temă în textul asupra tutorialului, să vedeți ce am modificat eu, să fie mai ușor. La fel și aici, am să las aceste fișiere modificate de mine, ca să fie mai ușor, împreună cu... Uh, cu tot codul să fie și mai ușor așa și atunci nu o să aveți probleme. Aici cred că trebuia să mai introducem ceva dacă nu mă înșel. Haideți să verificăm un pic. Nu trebuia să mai apară acest mesaj în momentul când dădeam publică. O secundă să văd în item post.php la script. Da? Deci acest cod trebuia să-l mai introducem. Din acea cauză am schimbat la e-mail. V-am arătat că trebuie să schimbați acea clasă. Da? Deci această clasă din Exit Ico am mai trecut e-mail în spate ca să nu mai apară uh, acel mesaj informativ în momentul când în acest câmp nu este trecut nimic. Deci trebuie să mai introducem acest cod în item PHP, tot în script aici Haideți să salvăm modificarea și acum cred că ar trebui să funcționeze corect. Nu funcționează corect. O secundă, cred că așa trebuie. Da, acum nu mai este afișat. Așa trebuia să fie, deci nu mai este afișat în momentul când rămâne aici, când merg din nou ca să introduci text. Oricum am să las, cum am spus, toate aceste fișiere în textul asupra tutorialului. Sper să vă fie de folos acest tutorial, sper că nu v-ați de cap, sper să vă iasă și vouă modificările. Cum v-am spus, urmăriți acest tutorial despre cum instalați ZAMP și folosiți OSCLAS pe calculatorul vostru. Ca să faceți modificările pe localhost, să nu faceți modificări pe serverul vostru live, să nu stricați nimic. Și încă ceva, fiecare mesaj de eroare, acest mesaj de eroare are un stil diferit în fișierul style.css. Deci dacă mergem în style.css, în codul pe care l-am introdus în acest fișier, acesta este codul pe care l-am pus acum, deci începe de aici și se termină aici. Fiecare mesaj de eroare are un stil, de exemplu acest câmp, câmpul email are acest mesaj de eroare, dacă mergem cu inspectorul pe el o să vedeți că găsim acel stil pentru acel mesaj de eroare. Aici este acel stil, dacă ne uităm în style.css o să vedeți că este același. Aici este stilul, vedeți că avem margin-top 890 de pixel. Încă un lucru, în item-action.php la mesajele de eroare care apar în momentul când nu este trecut la descriere destule caractere. Haideți să vă arăt. Deci aceste mesaje, dacă ne uităm, vedeți că avem categorie invalidă. Avem și categorie invalidă pentru că și nu are un stil asemănător cu acesta pentru că nu am adăugat în item action.php la categorie. Dacă ne uităm după acel mesaj, ar trebui să fie undeva pe aici. Aici este categorie invalidă. Trebuie să adăugați și aici la categorie următoarea clasă. V-am spus am să las acest, aceste fișiere în textul asupra Deci aici avem clasa pentru categorie. Trebuie să vedeți ce mesaje o să apară în diferite postaze. Dacă aveți un plugin instalat, o poate să apară alte mesaje și să căutați mesajele în acest fișier. Salvăm, îi dăm din nou publică și ar trebui să fie și la categorie. Dacă vreți să schimbați stilul, la oricare dintre mesaje, mergeți cu inspectorul, vedeți unde este stilul pentru această categorie, de exemplu pentru această categorie sau pentru descriere. O secundă. Deci avem clasa pe care am introdus-o noi în item action.php, această clasă, categorii Error, pe care o găsim și în style.css, dacă ne uităm o să vedeți că o avem aici. Este adăugată deja pentru că eu am făcut teste înainte, am făcut codul și pentru această eroare. Dar dacă la voi se întâmplă să apară vo eroare în plus, trebuie să o identificați în acest fișier și să-i adăugați o nouă clasă. Trebuie să fiți atenți încă la un lucru. Vedeți că avem titlul prea lung, prea scurt de fapt și descrierea prea scurtă. Dar avem două mesaje pentru aceste tipuri de erori. Avem descrierea prea scurtă și avem descrierea prea lungă. Aici va trebui să adăugați voi aceeași clasă la amândouă tipuri de mesaje, deoarece trebuie să apară în același loc, da? Deci nu are importanță că unul este cu descrierea prea lungă sau descrierea prea scurtă, ele trebuie să apară în același loc și atunci adăugați aceeași clasă. Și o să apară și descrierea prea lungă în momentul când selectați un număr de caractere maxime pentru titlu. O să apară tot aici, descrierea prea lungă, la fel cum apare și descrierea uh, prea scurtă. La fel și la titlu trebuie să faceți modificarea, i adăugați aceeași clasă și la descrierea prea lungă, deci avem D class title error pentru descrierea prea scurtă, adăugați aceeași clasă și la descrierea prea lungă. Da, la fel, bineînțeles și tagurile terminale, după punct, salvați modificările și în momentul când setați un număr maxim de caractere în panoul de administrator OS Class, da, la anunțuri, dacă nu mă înșel aici, ar trebui să fie, avem 100 de caractere maxim, dacă trecem 5 caractere, salvăm modificările, mergem pe public, pagina de publică anunț, și trece mai mult de 5 caractere la titlu, o să vedeți că nu se apară că descrierea este prea lungă, da? Deci title too long, înainte apărea prea scurtă, dacă o scot afară și nu o să trec nimic, o să ne apară alt mesaj, dar o să apară tot în același loc, deoarece am adăugat aceeași clasă, da? Pentru același uh, tip de mesaj. Deci faceți modificări aici în item .php și trebuie să fiți atenți, să faceți modificările corecte la fiecare mesaj de eroare. Sper să vă fie de folos, vă doresc o seară bună, la revedere!